Cornel Sămărtinian a venit la vot pentru binele Banatului pentru ca banii câștigați de timișeni să rămână în Timiș. Candidatul Alianței România Dreaptă spune că dacă va ajunge deputat, va face tot posibilul să dezvolte mai mult zona Banatului decât a făcut-o cei dinaintea lui. Candidatul ARD pe Colegiul 1 Timișoara nu mai acceptă ca banii timișorenilor să se risipească la capitală. Dacă ajunge deputat, Sămărtinian se va lupta ca din fondurile care se strâng la Timișoara, cel mult 30% să fie trimiși la capitală. Am votat în primul și în primul rând ca banii timișorenilor să rămână în Timiș. În al doilea rând am votat pentru un drum european al României. Nu avem voie să schimbăm, să facem altă direcție. România trebuie să rămână pe drumul european al dezvoltării. Și în ultimul rând am votat pentru un candidat nou, un candidat care știe, poate și le pasă de timișoreni. Sămărtinian crede într-o Românie mai prosperă, iar acest lucru este posibil doar prin realizarea regionalizării.